Vechi și depășite tehnic, așa se prezintă locomotivele care au intrat în programul de reabilitare prin PNRR la Craiova. 100 de milioane de euro costă modernizarea 19 locomotive electrice pentru călători. Două dintre acestea sunt deja gata și au înaltă tehnologie la bord. Mecanicii vor avea inclusiv frigider și cuptor cu microunde în cabină. Comanda acestor locomotive și informațiile, parametrii acestei locomotive, tot ce ține de motoare, de convertizoare, practic exact ca la o mașină, bordul complet al mașinii pe care mecanicul trebuie să facă toate informațiile să poată comunice. Locomotivele modernizate au și o viteză mult mai mare decât cele vechi. În plus, vor întoarce înapoi în rețea o parte din energia electrică consumată și vor avea cel mai performant sistem european de comandă și control, care va fi implementat și pe liniile de cale ferată reabilitate. Ce elemente de noutate au? Pe lângă faptul că ele au motoare de curent asincrone, fabricate la noi în Softronic, au și aceste motoare asigură și o frânare recuperativă de 28%, astfel că 28% din energia consumată de aceste locomotive este pompată la loc în sistemul național de electrificare. De asemenea, toate componentele sunt noi. Prima locomotivă este pregătită pentru probe la sfârșitul acestei săptămâni, pe ruta Buftea-Brazi. Locomotiva s-a deplasat deja câțiva metri cu premierul Marcel Ciolacu la bord. Premierul a precizat că și-a luat ca temă să schimbe legislația pentru a putea folosi energia electrică pe care o produc aceste locomotive în mers. Patentul și secretul acestor locomotive este faptul că economisesc aproape 28-29% din energie. Un patent românesc dezvoltat în această uzină, cu alte cuvinte, produc energie în mișcare. Contractul de reabilitare a locomotivelor românești este primul contract cu statul român. Modernizarea unei locomotive durează 6 luni de la intrarea în fabrică până la testare. Reprezentanții fabricii spun că până la finalul anului vor fi livrate către CFR Călători 4-5 locomotive.